toți știți momentul ăsta de la Bish Please în care Wiz Khalifa își aprinde o țigară mai specială, să zic așa, pe scenă în timp ce cântă. Doar că astăzi, după 3 luni de la terminarea festivalului, acesta a fost trimis la judecată în România, pentru că după ce a coborât de pe scenă, a fost găsite asupra lui 18 grame de știți voi ce. Chiar dacă atunci erau toți fericiți că l-au eliberat și cumva au spălat imaginea țării noastre și a festivalului în fața lumii, se pare că acest caz nu se termine prea devreme. Acum, ce vor face organele de lege, urmează să aflăm. Dar până atunci vreau să vă și părerea voastră sinceră mai jos în secțiunea de comentarii, iar dacă aflați mai multe după ce postez acest clip, nu ezitați iarăși să o faceți tot mai jos în secțiunea de comentarii.